Suntem într-o altă zi și am ajuns să vedem ce mai face această colonie care evoluează de la o ramă iernată. Ia să vedem. Am mai primit el ceva rame acolo. Să vedem, a mai crescut, n-a mai crescut, a mai rămas mic. Să vedem care-i treaba cu el. Data trecută am mai pus o ramă, deci e pe două rame. Și acum ia să vedem ce a mai făcut el. A primit și el turta experimentală. Ceea ce observ la el este că a consumat mai bine. A consumat mai bine. Iată, a consumat chiar bine, bine. A rămas o jumătate de cantitate. Bun. E foarte bine dacă folosești această turtă plină cu uleiuri esențiale. O să o ajute un pic și la dezvoltare, mai ales că conține lemongras, stimulează un pic matca mai bine. Ia să vedem dacă de pe două rame putem să-i mai adăugăm o ramă. În funcție de cât s-a extins, dacă nu, mai vin cu o ramă cu miere lângă ea și cam atât. O lăsăm să se dezvolte. Sunt curios dacă a doua ramă... Haideți că o să scot diafragma. Eu o să-i dau o ramă din cauza că albina stă astfel pe diafragmă. Dar nu îi dăm o ramă goală, îi dau o ramă plină cu miere, adică aproximativ plină. Cei care ați urmărit evoluția acestei mici colonii, știți că a avut o ramă cu 3 sferturi de puiet. Și acum o să vedem exact cât puiet are. Iată, aceasta a fost rama pe care a iernat. S-a extins, a început să eclozeze albina, dar încă e puțină albina. Acum, dacă o să-i dau lângă ea o ramă cu miere, e binevenită, dar vom vedea în ce fel va evolua. Nu o să-i dăm, n-are rost să-i dăm, cu toate că matca o ad frumos și pe această ramă. Singurul motiv pentru care i-aș da încă o ramă ar fi să îi dau mâncare, dar o să-i dau după diafragmă. Până nu umple ea rama asta bine cu puiet și cu albină, nu o să-i dăm. A pus polen, frumos, așa, și aici o ad. Bun. Nu o extindem, aici încă e gol, are loc suficient, deci o lăsăm doar cu mâncare după diafragmă. El este încă micuț. Scopul este să vedem până la toamnă dacă reușește să se facă o colonie cât de cât, să ierneze și ea pe 5 rame. Dacă iernează pe 5 rame, atunci va fi foarte bine. Bun.
Bun, o să căutăm o ramă cu miere. Rame goale o să mai scoatem de la ea, fiindcă nu are nevoie de rame goale. Fiind o colonie micuță, nu îi dăm rame goale. Asta este ramă pentru reforma. Aici are foarte puțină miere. Mă duc să caut o ramă mai zdravănă cu mâncare. Da. Hai să-i dăm pe aceasta, să o curețe pe aceasta. Să vedem. O să o las și pe asta, dar mă duc să caut una mai plină. Una mai plină pentru ea. Am găsit, aducem această ramă. O zdrelim. Aia pe lângă. O punem lângă diafragma. O stropim pe această substanță. Când o să mai vin la ea, o să vin mai pregătit, o să-i caut special o ramă pentru ea, că am. Asta o adăugăm după diafragmă. Bun. Cam atâta la piticul ăsta. Îi dăm să mai lingă la turta asta și cam atât. Aproximativ 10 zile nu prea mai avem ce face la această mică colonie. O să o lăsăm în pace. Bun, în următoarele filme mă voi prezenta două regine. Una de tip neagră și una de tip roșie. Să vedeți diferența între cele două. Ele vor fi selecționate pentru înmulțire, pentru a obține regine mai departe, să le ducem rasa mai departe. Bun, până la următorul film atât, da? Vom continua cu următoarele filme.